Caz șocant în județul Mehedinți. O femeie a fost împușcată mortal în plină stradă, chiar de fostul soț. Ulterior, criminalul a încercat să se sinucidă cu același pistol, însă a supraviețuit, fiind găsit conștient de cadrele medicale. Vă atenționăm, urmează detalii și informații care vă pot afecta emoțional. Crima terifiantă a avut loc chiar în cea mai aglomerată zona orașului Vânjumare, în fața unui magazin de pompe funebre, unde femeia lucra. Suspectul este un cetățean italian în vârstă de 73 de ani, cu care femeia fusese căsătorită. Din primele informații, se pare că victima a fugit chiar din acest magazin de pompe funebre, însă agresorul a tras mai multe focuri de armă după ea, în plină zi, în cea mai aglomerată zonă a orașului. Chiar dacă cadrele medicale au depus toate eforturile pentru a-i salva viața, în cele din urmă nu s-a mai putut face nimic, iar victima a fost declarată decedată. După ce s-au tras mai multe focuri de armă, femeia a fost împușcată în cap, iar ulterior, criminalul a încercat să se sinucidă, împușcându-se cu aceeași armă în piept. Noua familie a victimei, concubinul și cei doi copii ai acestuia au ajuns la fața locului în stare de șoc. Din primele informații, se pare că ar fi vorba despre un triunghi amoros, iar un posibil motiv pentru care bărbatul a recurs la acest gest ar fi fost gelozia. Oamenii spun că femeia ar fi fost căsătorită în trecut cu cetățeanul italian, după care s-ar fi stabilit împreună în România. Aceasta, revenită în țară, l-ar fi abandonat pe bărbatul în cauză pentru actualul concubin, care locuia în Vânjumare și pe care l-ar fi găsit prin intermediul rețelelor de socializare. Se pare că victima ar fi cerut un ordin de restricție în trecut din localitatea Vaslui, însă a expirat pe data de 8 decembrie. În data de 5-6-2021 a fost emis ordin de protecție provizoriu de către Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, iar în data de 9-6-2021 a fost confirmat de instanță, fiind valabil până în data de 8-12-2021. În prezent, în Vânjumare, victima împreună cu actualul concubin ar deține magazinul de pompe funebre. Drama a început atunci când aceste informații au ajuns la urechile italianului, care, orbit de furie, a reacționat la impuls și a comis o crimă desprinsă din filmele de groază. Zeci de oameni s-au adunat în jurul locului unde s-a produs oribila crimă, fiind îngroziți de ceea ce s-a întâmplat. După ce veni, am înțeles că fostul bărbat al ei primul o împușcă. Din păcate. Aici, în fața... De acolo, ieși de aici, așa, de undeva, din magazin și o împușcă, scoasă pistolul și o împușcă și după aceea să împușcă și el. Știu că se împușcară doar, atât. Știi relația dintre cei doi? Nu. Au cunosc decât pe fata ei. A fost primul soț al ei, mă, este italian. A fost primul soț al ei și de aia s-au împușcat. Dumnezeu știe. Ați văzut ce s-a întâmplat? Nu, acum, pe rușine. Dar din auzitele am auzit și noi. Deja era împușcată și vreau să văd cine e căzut, pe aceea nu știam ce se întâmplă. Un domn care întâmplător a ajuns în acea zonă a scăpat ca prin urechile acului. Bărbatul a încercat să îl atenționeze pe criminal să se oprească, însă a fost și acesta amenințat cu arma letală. Ne puteți spune și nouă ce s-a întâmplat, vă rugăm? Ați fost aici de față? Da, de față, dar cum? Dar vă puse pistolul mie să mă împuște. Și pe dumneavoastră? Bine, da. Mă rog, mă băgat pe mașină imediat. Și a scos? Încă nu mai trage, mă băgat pe mașină. În această dimineață, prin apelul 112, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat despre faptul că în centrul orașului Vânjumare, un bărbat ar fi tras cu un pistol într-o femeie, după care și-ar fi tras mai multe focuri de armă în piept. Pentru efectuarea de cercetări în zona comiterii faptei, s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din polițiști de investigații criminale și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți. La data de 23 decembrie 2021, ora 9:13, prin apelul 112,
Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat despre faptul că, în centrul orașului Zmiju Mare, un bărbat ar fi tras cu un pistol într-o femeie, după care și-ar fi tras mai multe focuri de armă în piept. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție care a constatat că cele sesizate se confirmă, precum și un echipaj smurt și unul de ambulanță. Echipajele medicale au constatat că femeia a decedat, bărbatul fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Pentru efectuarea de cercetări în zona comiterii faptei s-a deplasat o echipă de cercetare complexă, formată din polițiști de investigații criminale și criminaliști, sub coordonarea unui procuror din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinții. La fața locului s-a deplasat și un echipaj smurt și unul de ambulanță, care au constatat că femeia a decedat, iar criminalul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Echipajul serviciului de ambulanță a fost solicitat în centrul localității Vânju Mare pentru două persoane împușcate. S-a găsit la fața locului o pacientă de sex feminin în stop cardiorespirator la care se făcea manevre de resuscitare, prezenta o plagă la nivel temporal stâng prin împușcare, iar al doilea pacient, cetățean italian, conștient, cu o tensiune în șoc hipovolemic, cu plagă împușcată în hemitoracele anterior stâng. A fost transportat la Spitalul Județean de Urgență. Din câte am înțeles ultimile informații, este deja în sala operatorie. Pacienta, după 45 de minute, a fost declarată decedată, nemaiputându-se să face nimic pentru dânsa. Criminalul nu deține permis de portarmă pe teritoriul țării noastre, astfel acesta deținea pistolul în mod ilegal. Oamenii legii încearcă să afle motivele exacte pentru care bărbatul a recurs la acest gest.